Ok, dragi prieteni, este perioada de criză, suntem în autoizolare la domiciliu. O să renovăm dormitorul ăsta, de fapt cam toată casa, nebunie. Vreau să mulțumesc echipei mele care nici acum nu m-a lăsat la greu și care sunt alături de mine și mă ajută. Pe sub material s-a tras cablu de curent pentru toată instalația electrică. Tavanul e făcut tapizat din două motive. Asta e meseria și al doilea motiv pentru design și izolație. De ce spun pentru design și izolație? Lăsând o pernă de aer între rigile respective, vom folosi acest material care se folosește și la parchet, care va ține vara răcoare și iarna va ține de cald. Păi, să ne apucăm. Tavanul este gata. Urmează să ne apucăm de mobilă. Eu zic că arată destul de ok. Am pus o lampă LED, de fapt toată camera va fi pe LED. Ideea de bază a proiectului este să refolosim și o parte din mobila veche. Și bineînțeles cu ceea ce este nou. Vreau să mulțumesc pe această cale prietenul meu Andrei, care și de data asta în situația asta destul de grea m-a ajutat. Chiar mi-a zis: Adrian, nu te las la greu. Ce banii tăi nu au valoare. Mulțumesc, Andrei. Și hai să ne apucăm de treabă. Ideea de bază a fost să folosim tot ce era vechi. Se vede, este bicolor, dar e la interior, mă deranjează. Bine, el e făcut după principiul oltenesc, orice peticeală, ne scutește de bani la cheltuială. S-a înălțat, aici o să mai vină încă un cord deasupra. Cam asta a fost pe ziua de azi. Da, mai am ceva.
E timpul să mă apuc de o bere. Ne vedem mâine.